Avem rezultatele autopsiei în cazul decesului jurnalistului Bogdan Socol. Potrivit legiștilor, acesta s-a înnecat sub gheață și a intrat imediat în șoc hipotermic. Denisa Dicu, colega mea, vine cu toate informațiile. Denisa, te ascultăm. Bine te-am găsit, Elena, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Medicii legiști au finalizat autopsia în cazul lui Bogdan Socol. Ei bine, din informațiile pe care le avem, fostul comentator sportiv și-a pierdut viața după ce s-a înnecat și ar fi suferit și un șoc hipotermic. Jurnalistul era pasionat de notul în ape înghețate, însă vineri, când a ieșit să noate în lacul Bragadiru, nu a mai reușit să spargă stratul de gheață pentru a reuși să iasă la suprafață. Trupul său neînsuflețit a fost ridicat de la serviciul de medicină legală de familia sa și a fost depus la cimitirul civil din Ghencea. Acolo apropiații cât și fanii săi pot veni astăzi pentru a-și aduce un ultim omagiu, iar mâine va avea loc înmormântarea fostului comentator sportiv. Bogdan Socol avea doar 42 de ani, era căsătorit și avea 3 copii. A fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați comentatori sportivi din România.